Boris Focșa, directorul artistic al Teatrului Luceafărul, va înmâna premiul mare al show-ului pentru Iuliana. Deci, Iuliana, eu îți doresc să nu te oprești aici, să continui mai departe. Multă putere de voință, fiindcă ceea ce faci și dorești să faci necesită multă, multă putere de voință. Sunt foarte mulțumită că dumneavoastră mi-a acordat acest premiu. Și eu cred că voi mai intra la Tanti Ludmila Show. Și diploma de onoare pe care ți-o mânează Stella Mierlă, actriță la Teatrul Luceafărul. Și acum rugăm echipa verde să înmâneze premiul mic al show-ului nostru, Alisei. Alisa, și-a ținut într acest fotoliu mare, când te-am văzut în scenă, m-am gândit să mânez eu premiul. Dar îți doresc cel mai grandioase succese pe parcursul vieții tale, pentru că de-abia începi această carieră, ca să ai multe premii și mari și mici, însă niciodată să nu te oprești la primul succes, dar să continui mai departe cu aceeași cadență. Eu te felicit și te sărut din tot sufletul. Mersi, poate. Ion Șerban, primarul municipiului Orhei, și diploma de onoare pe care ți-o mânează doamna Nadejda Șerban. Succes! Vă mulțumim, fetelor! Vă dorim mari, mari succese și vă mai așteptăm la noi! Iar show-ul continuă! Copiii care vin aici în show prezintă de fiecare dată vedete a muzicii naționale și internaționale. Iată și astăzi va trebui să recunoașteți câte o vedetă. Așadar, al treilea concurs. Lumea copiilor, tata-mi Ludmila Show. La Orhei sunt foarte multe talente. Deja am admirat aici, în cadrul show-ului, mai multe fetițe care ne-au bucurat extraordinar. Iată și astăzi, tot din Orhei, vine o fetiță de 11 ani, care cântă de fapt de pe la 4 ani. Ea este în cadrul ansamblului Picături Muzicale, conducător artistic doamna Iulia Sandu. O vom admira astăzi, iar pe urmă dumneavoastră veți ghici care este vedeta pe care ne-a prezentat-o. Așadar, Maricica Daniliuc! At first they were afraid, I was petrified, thinking I could live without you by my side. After spending life, thinking how you did me wrong, die go strong. Now they won't hurt you, kill you now, now you are back. From all the space, in to find you here, with just that look up on your face, I should have changed this stupid luck. How many you leave a key? Try to hurt me with goodbye.
Ai fost extraordinară! Felicitări, felicitări! Să-ți aducă mult, mult noroc, Maricica. Uite aici un cadou de la firma Drancor. Un premiu dulce este pentru tine. Aplauze! Mulțumim firmei Drancor. Și mai ai aici două invitații la pizza mozzarella. Tot pentru tine. Și acum, Maricica, haideți să-i punem la încercare pe cei din echipa verde, da? Este domnul primar din orașul tău. Îl cunoști, da? Bine. Primarul se mândrește cu copiii picăturilor muzicale, cu această formație care este a mândrie municipiului Orhei. Și noi ne mândrim cu acești copii minunați de la Orhei. Și acum întrebarea pentru dumneavoastră. Deci această vedetă este regina muzicii disco. Ea este deținătoarea premiilor Grammy la toate nominalizările posibile. Și acum trei variante de răspuns. Această vedetă se numește Tina Turner, Cher sau Gloria Gaynor? După amele prognozuri, aceasta este Gloria. Bravo! Îți mulțumim, Maricica! Îți dorim succese și te mai așteptăm la noi! Iar acum, pentru echipa galbenă, va vedea în scenă o artistă de numai 5 anișori, dar care are deja o experiență mare. Ea a fost pe multe scene. Doar pe scena noastră va fi pentru prima dată și sperăm să cucerească toate inimile dumneavoastră. Se numește Selina Captaciuc.
Ciuc, v-a plăcut?